doamnelor și domnilor, presenting the blue corner, în colțul albastru, vârstă 19 ani, 94 de kilograme, 1,78 m, cu o alonjă de 1,79 m. Este primului meci, un meci de debut aici în ringul Eric Seff și KO Masters. Ladies and gentlemen, el este specializat în box, boxing. El se luptă pentru ACS Kickboxing Baia Mare. Give it up din România, din Baia Mare, pentru Cosmin Lingura! 19-94 de kilograme. Și acum, ladies and gentlemen, în colțul roșu, vârstă 33, 93 de kilograme, 1,90 m, alonjă 1,92 m, având un record, un palmares de 86 de lupte, 75 de victorii, 9 înfrângeri. El e specializat în kickboxing. Doamnelor și domnilor, se luptă pentru Storm. Let's give it up din Luton, United Kingdom, for Andrew Tate! Ce știu eu, Andrew Tate? Doamnelor și domnilor, acesta este un meci la categoria grea. 95 de kilograme, 3 runde, 3 minute fiecare, cu reguli de kickboxing. Referee in the ring, arbitru în ring, Ciprian Soro. Da, sunt cei doi frați, Andrew Tate și Tristan Tate. Sunt doi frați foarte interesanți. Spuneam despre ei, i-am adoptat, stau în România. Acum ei au venit odată la Ugală, dacă mă înșel, în Mamaia, s-au îndrăgostit de România și au cumpărat casă, s-au mutat cu tot aici. E destul de ușor când vii ca străin în România, mai ales dacă te duci la mare, chiar și în București, atunci când erau deschise toate lucrurile, să te îndrăgostești de România și să te duci aici, dacă vorbi despre mine, spune cei doi sunt și de Hop! Da, a început foarte puternic Cosmin Lingura, box. Încearcă să se apropie de adversarul său, să trimite aceste lovituri de aproape de braț. Timpo! Hai! Va ruca! Va ruca! Va ruca! Va ruca! Diferență și de mai înalt Andrew Tate față de Lingura, doar 1,78 m. Dar care vorbește foarte foarte mult. Sunt cele mai curate lovituri, cele mai curate tehnici pentru el, dar foarte puternice croșiile trimise de Lingura. Trebuie să intre a pasat două lovituri acum de picior la Lingura. Probabil că va avea ceva probleme de fiecare care mă încasează în lucrurile. Una dreapta este dată primită de Lingura, încă o dreapta puternică de fișa de stinta. Este greu. Ești obișnuit să fie. Da, totuși Lingura are 14 ani, are tot timpul să învețe. Să vede cât de pregătit fizic este Andrew Tate. Nu arată destul de bine. Schivele de dreapte trimisă pe dreapta. Super cu pe brațul înainte adversarul, cu totul brațul drept pe dreapta. Ce obiectiv de tot, este mai mult. Da, și am văzut că o vitură cu piciorul din față la fel cu adversarului. Ia foarte bine, învață atunci când se apropie de el. Închide-te, Cosmin! Închide-te! Vezi că să dea picioarul! Nu da locii! Ochii grăpat de Lingura. Vezi că-i gata! Hai! Dobre! Vezi că-i gata! Hai! Vezi că-i gata! Hai! Vezi că-i gata! Hai! Vezi Bună stânga, frumos șoul britanicului. Încercând de aproape, pentru că aici nu putea să fie chiar ce se uită într-o intrăință loviturile de genul. Închide-te! 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 Închide-te în frontala aia, frontala de frontala, vezi că ți-ai frontala aia, dai brață! Câteva lucruri venite puternic din partea lui Lingura, dar și schidă până lui
Andrew Tate. Se termină această primă repriză. A arătat bine lingurar. No success. He's swinging in the first round. Bunch of swings. No success. And no success. S-a plecat, știe că meciul mai are încă două reprize și a dus exact, și eu zic că Andrew Tate ar trebui să fie și să portarul de arbitrilor câștigător în această primă rundă. A lovit undeva mai clar față de adversarul său mai mult și a avut și acel lucru de bine care exact, s-a plecat. Da, și nici nu a plecat. S-a făcut lovit de adversarul său. Există regular, poate fi oricând capabil să facă surpriza în acest meci. Am văzut lovitorii puternice din partea sa. Cred că simt la șansa. Second round. Să nimeni rască pe altul. Acum a doua lovitură. N-a mai avut unde să deplaseze. Da, și totuși a dublat lovitura, pentru că i-a arătat creșul de stânga, după care a aruncat dreapta. Prima dată a fost o lovitură izolată și Tate a văzut că a dat un pas înapoi. Toată început curăță pentru un lingurar care s-a început să adversarul său. Foarte bine, Andrew Tate, la acele picioare. Să vedem cât o să țină gazul pe lingurar în acest ring. Bună dreapta lui Tate. Mâna cap cu bine! Mâna cap, bravo! Mâna cap cu bine! Vedeți stă pe piciorul lui Tate, care iasă pe Cosmin! Lasă! Bună dreapta încurată și pentru lingurar. El când dublează lovitura, are mai multe șanse de reușite. Acele lovituri izolate nu l-au ajutat de rău. Cred că nu te directe cu brațul din față ar trebui să pasă înainte să îl prindă pe... Așa nu va, a pregătit bine acel genunchi cu Tate, l-a ținut de cap adversar, în ceea ce acum a spus să facem și frumoasă dată. Și cred că a trebuit să încerce și pe pasul înainte adversarului genunchi să retură. Exact. Nu prea a putea să facă, dar acum genunchiul la corp, niciun trece doi, Ciprian Sora să-l primeată când îl prune. Este arbitru în această seară, foarte bine a intervenit și acum, a intervenit la timp, pentru că lingura s-a fost pe spatele și este normal să fie numărat. Au fost două, trei lovituri al lui Andrew Tate. Nu cred că loviturile au făcut diferența, cât lipsa de aer. Exact. Da, e final de meci, se pare că nu mai continuă lingurar. Da, a cedat fizic asta, exact, spuneai tu că și-a pierdut aerul lingurar și tocmai asta a făcut diferența, nu neapărat loviturile, dar a fost o serie bună a britanicului. Nici Tate n-a mai nici mai bine zilele lui. A știut, experiența l-a ajutat să-i dezvolte foarte bine energia. Prima repriză s-a deplasat, a lovit. Asta la bătaie se numește mai energia, nu mai are două reprize. Da, a fost foarte bun percutul cu brațul tot, după care a venit și că seria sa a continuat, a venit și drept. Încă o dată, când s-a întors adversarul, a mai reușit un croșet de stânga. Este un knockout tehnic. Repriza a doua, o victorie pentru Andrew Tate. Lingura a realizat că nu mai poate continua și a treia repriză și nu avea rost să încaseze lovituri degeaba. Da, o surpriză prezența lui Andrew Tate. Alright, ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, câștigător printr-un technical knockout în prima rundă, let's give it up for Andrew Tate! Decizia oficială, knockout tehnic, victorie pentru